După cum era de așteptat, locul 1 în topul Humanitas Fiction este, aparține unui mare roman rusesc, Brisbane, de Evgeni Bodolaski, roman care s-a spus atinge performanța din capodopera sa, Laur. Locul 2, o mică bijuterie literară, care este Doamna Pilinska și Secretul lui Chopin. O carte în care muzica primează, însă care ne învață multe lucruri despre viață, despre iubire și, bineînțeles, nu în ultimul rând, despre muzică. De fapt, primele trei locuri la Humanitas Fiction sunt romane, două romane și un volum de memorii, care toate vorbesc într-un fel sau într-altul despre muzică. Locul 3, și mă bucur foarte tare, este o carte pe care toată lumea ar trebui să o citească și iată care e un reveniment în întreaga lume, care a fost publicată în edițiile poloneză, germană, franceză și așa mai departe, începând cu 1998, iar acum se retipărește în toată lumea ediția definitivă stabilită de fiul marelui pianist Vladislav Spielmann, Andrei Spielmann, o ediție îmbogățită cu o iconografie, cu o postfață scrisă de un mare poet german, Wolf Biermann, și cu o nouă introducere aparținând lui Andrei Spielmann, pianistul după care s-a făcut celebrul film din 2002 al lui Polanski. Locul 4, la Humanitas Fiction, un scriitor chinez care este considerat cel mai mare umorist chinez. În același timp, i s-a spus că este, americanii l-au numit așa și nu numai ei, un Kafka chinez al zilelor noastre. Numele lui este Liu Zhongyun, iar romanul se numește Nu mi-am omorât bărbatul. Scriitorul chinez a fost prezent la târg ieri. Și locul 5, o scriitoare americană, Melanie Benjamin, cunoscută deja cititorilor Raftului de Nisei, din romanul de anul trecut, din bestsellerul de anul trecut, Lebedele de pe Fifth Avenue, e ficțiune istorică, la cel mai înalt nivel. Dacă în Lebedele de pe Fifth Avenue era vorba despre scriitorul și omul Truman Capote și femeile din înalta societate care îl înconjurau, aici este vorba despre o celebră femeie, Anne Morrow Lindbergh, soția marelui aviator Charles Lindbergh, și felul cum și-a depășit tragediile din viață și felul cum a ajuns să facă performanță nu numai aviatică, ci și într-ale scrisului. Acesta e top 5 de la Humanitas Fiction.